Firefly Schiți! Problema! Cineva mă tot sună cu număr necunoscut. Oh, o zi liberă! Ce înseamnă liberă? Înseamnă că copiii sunt la școală, soțul la muncă și eu singurica acasă. Nu vă imaginați că stau degeaba. Am o grămadă de treabă. M-am gândit să le fac niște gogoși pufoase și delicioase. Când vor veni, se vor înfige direct în ele. Trebuie să fiu puțin atentă și la aragaz. Nu s-a ars. Mai pot să las gogoșica 2 minute. Mă întreb cine-o fi? Număr necunoscut? Poate e cineva de la școală? Poate s-a întâmplat ceva cu copiii? Alo? Alo? Răspunde cineva? Soluția numărul 1. Îi vorbesc frumos. Uite ce este, dragul meu. Cred că ai chef de glume și nu vrei să răspunzi. Te aud cum respiri. Știi care este treaba? Am foarte, foarte multă treabă și aș discuta cu tine, dar... ai vreo problemă? Hei, de ce nu răspunzi? Sunt aici pentru tine. Haide, dacă am răspuns, poți discuta cu mine. S-a întâmplat ceva? Alo? De ce nu vrei să vorbești? Bun, înțeleg. Am să-ți închid acum. Dacă chiar ai o problemă, sună-mă încă o dată și vom vorbi. La revedere! Mă întreb cine-o fi fost și de ce oare m-a sunat cu număr necunoscut? Oh, sper să nu se fi întâmplat ceva. Soluția numărul 2. Mă enervez și distrug telefonul. Serios? Sună iar? Uf, nu mai pot. Am niște nervi. Da, bineînțeles, tot număr necunoscut. Mă, dar astăzi ăștia și-au găsit să-și facă mișto de mine? Nu văd câtă treabă am. Și tot are lumea asta cu mine, de tot sună. Și fii atent, cu număr necunoscut. Nu, stin, mai sună acum. Sună, mai pot suna? Hai, na, să văd acum cine se mai pune cu mine când am atâta treabă. Soluția numărul 3. Închid mereu telefonul. Pac! Hai, mai sun? Pac! Am răbdare o grămadă! Pac! Așa, na, îți place? Te joci cu mine? Mă joc cu tine! Soluția numărul 4. Îmi schimb pur și simplu cartela. Iară sună. Oh, bineînțeles, număr necunoscut. Am o idee. Am să-mi schimb cartela. Ia să văd, parcă aveam pe aici prin dulap o cartelă. Nu e aici. Ah, uite-o. Bun, cartelă prepay schimbată. Și acum nu-mi fac griji, copiii îmi știu și celălalt număr. Dacă vrea să mă sune cineva din familie, mă poate găsi oricând. Problemă rezolvată! Soluția numărul 5. Nu răspund, nu mă deranjează. Hai, sună în continuu. Bun, haide până nu mai sună încă o dată. Am să-l pun pe vibrații. Bun. Gata. Să mă uit ce mai trebuie să pun. Da, exact asta uitasem. Chiar dacă faci dulciuri, trebuie să pui și un vârf de sare. Oh, acum vibrează? Nu-i nimic. Îl setez? Nici nu mai vibreze. Hai,
Sună în continuu. Nici nu te aud. Îmi dă de treabă. Soluția numărul 6. Fac sunete ciudate în telefon. Iară sună. Bun, am să răspund. Alo? Alo, cine este la telefon? Nu răspunzi? Ce ai, nu știi să vorbești? Ești o văcuță? De ce nu răspunzi? Hai, răspunde! Alo, alo! Știi că ai sunat un purceluș, nu? Răspuns sau nu? I-am speriat? Quack, 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 quack! Bun, îți închid, pa! Soluția numărul 7. Trec la amenințări. Ia să văd ce gust are această gogoșică. Nu e rea. Se poate, se poate și mai bine, dar nu e rea. Iar sună telefonul și iar este cu număr necunoscut. Deci fii atent. Deja ai reușit să mă enervezi. Nu mai suport, nu mai suna la acest număr. Uită-l, fă ceva. Am să te dau pe mâna poliției. Nu-ți fă griji, te găsesc eu cine sun. Da, tu crezi că lumea are timp toată ziua să stea să-ți răspundă ție. Auzi, știi ce? Dacă ai chef de glume, hai, sună pe altcineva. Mamă, dacă te-aș prinde, ce bătăiță ți-aș da. Hei, copii, voi ce soluție ați fi ales? Poate ați fi ales una dintre cele pe care vi le-am prezentat noi sau poate aveți voi una altfel. Ne puteți scrie în comentarii și dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un mare like, să distribuiți și să vă abonați la canalul Fireflies Kids. Și dacă vă plac jucăriile noastre, intrați în descriere. Acolo v-am pus multe, multe link-uri cu foarte frumoase jucării. Hai, apăsați și uitați-vă care vă plac! La revedere, licurici!